Regina Elisabeta a II a lăsat o scrisoare secretă care poate fi însă deschisă abia la sfârșitul secolului. Mai exact în anul 2085 vom putea vedea ce a transmis regina. Conform indicațiilor suveranei, biletul este adresat locuitorilor din Australia. Scrisoarea secretă a reginei Elisabeta a II se află într-un seif dintr-o zonă restricționată a clădirii istorice din Sydney, Australia, ce poartă numele străbunicii sale, regina Victoria. Din instrucțiunile lăsate de regină, biletul va putea fi citit abia peste 63 de ani, adică în anul 2085. Scrisoarea semnată de regină este destinată locuitorilor din Australia. Dreptului și onorabilului primar al Sydney-ului, Australia, salutări! Într-o zi potrivită, aleasă de dumneavoastră, în anul 2085, vă rog să deschideți acest plic și să transmiteți cetățenilor din Sydney mesajul meu către aceștia, a scris regina pe plicul scrisorii. Majestatea sa împreună cu prințul Philip au vizitat Australia de 16 ori. Prima vizită a cuplului regal a fost în anul 1954, la doar 2 ani după ce suverana a urcat pe tron. Aceasta a fost prima vizită a unui monarh în Australia. Ultima vizită a reginei a avut loc în 2011, când s-a întâlnit cu prim-ministrul de atunci, Julia Gillard. Australia este membru al Commonwealth, o comunitate formată din mai multe state care recunosc în mod formal suveranitatea coroanei britanice.